Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre construcții active, construcții pasive, transformări. Da? Nu uităm de construcțiile pasive, acelea care se construiesc cu ajutorul verbului auxiliar a fi. Și să mergem mai departe, să vedem care este informația. Ce sunt construcțiile active? Ține minte, în construcțiile active, subiectul realizează acțiune, iar acțiunea se exercită asupra unui obiect. În cazul construcțiilor pasive, subiectul suferă acțiunea. Se utilizează verbul a fi cu rol de auxiliar împreună cu participiul. Și, bineînțeles, mai apare și acel complement de agent care realizează, de fapt, acțiunea suferită, bineînțeles, de subiect. Cum transform o construcție activă într-o construcție pasivă? Pisica lui Matei vânează șoareci. Hai să vedem ce trebuie să facem prima dată. În primul rând, să ne aducem aminte în ce constă o construcție activă. În primul rând, o construcție activă constă într-un verb, da, care exprimă acțiunea, într-un subiect, cine vânează pisica, avem subiectul și, bineînțeles, avem un complement direct, acest șoarece sau șoarecii asupra cărora se exercită acțiunea. Este foarte important de reținut aceste lucruri, pentru că în momentul în care vom trece de la o construcție activă la o construcție pasivă, vom face câteva modificări. Foarte important, verbul este la o formă activă. Da? Să reținem acest lucru. Bun, hai să vedem cum facem. Iată transformarea. Șoarecii sunt vânați de pisica lui Matei. Ce s-a întâmplat în acest lucru, în această situație? În primul rând, complementul direct, șoareci, s-a transformat în subiect. Da? Subiect care suferă acțiune. Apoi, verbul la formă activă, da? Așa cum spuneam, s-a transformat într-un verb la formă pasivă, format din auxiliarul a fi plus participiul verbului de conjugat. Participiul verbului de conjugat se acordă în gen și număr cu subiectul. Da? Bun, ce s-a întâmplat cu subiectul din construcția activă, cu acest pisică? Ei, pisica a devenit în construcția pasivă complementul de agent. Complement de agent. Așadar, în momentul în care se realizează o transformare, reține minte următoarele lucruri. În primul rând, verbul din forma activă, da, de capătă formă pasivă, verbul auxiliar a fi plus participiul verbului de conjugat. Complementul direct, obiectul care a suferit acțiunea în construcția activă, va deveni subiect, iar subiectul, cel care era autorul acțiunii în construcția activă, a devenit complement de agent. Ceea ce îți spuneam apropo de participiu, că trebuie să se acorde în gen și număr cu subiectul, iată, vânați, da? Este formă pentru plural masculin, iar subiectul șoarecii este la genul masculin, numărul plural. Hai să vedem câteva exemple. Dar
Oare să încerc și eu? Oare mă voi descurca? Eu cred că da. Iată, să vedem exemplele și sunt sigur că voi ști, dar și voi veți ști cum să faceți transformările. Musafirii noștri au mâncat alune. Colegii mei dau zăpada în curtea școlii. Mâine voi aduna merele coapte. Într-o oră, cățelul mânca multă mâncare. Propunerea ta ar fi bucurat-o pe Andreea. Timpul de lucru este de 10 minute. Nu uita să-ți notezi propozițiile. Iată, le ai și aici, le poți vedea. Și să lucrezi timp de 10 minute sau poate mai puțin. Sunt sigură că o să-ți ia mult mai puțin timp. Poți de asemenea să oprești videoul până când ești gata cu scrierea propozițiilor și cu transformările. În continuare, eu îți voi arăta rezolvarea. Iată! Musafirii noștri au mâncat alune. Ce am făcut? Păi, în primul rând, am identificat pentru fiecare situație în parte verbul, am identificat subiectul și, bineînțeles, obiectul. Da? Iată transformarea mea. Alunele au fost mâncate de musafirii noștri. Un alt exemplu. Colegii mei dau zăpada în curtea școlii. Cum am făcut transformarea? Păi, în primul rând, da, am găsit cuvântul dau, care exprimă acțiunea, colegii este subiectul, iar zăpada este obiectul. Iată transformarea mea. Zăpada din curtea școlii este dată de colegii mei. Este dată, este verbul la formă pasivă, zăpada este subiectul și de colegii este, bineînțeles, complementul de agent. Următorul exemplu. Mâine voi aduna merele coapte. Iată exemplul meu. Ce observ este faptul că eu nu am aici un subiect. Subiectul meu nu este exprimat. Ce voi face? Mâine, merele coapte vor fi adunate de mine. Pot să introduc complementul de agent, da, de mine, pentru că eu eram cel care aduna merele, da? Sau puteți să-l lăsați deoparte. Mâine, merele coapte vor fi adunate. Să știți că, bineînțeles, enunțul are sens, însă adăugarea pronumelui dă mai multe explicații. Într-o oră, cățelul mânca multă mâncare. Cred că era foame de asta. Hai să vedem. Cine mânca? Cățelul, da? Cățelul mânca și mâncare este complementul direct. Transformarea. Într-o oră, multă mâncare era mâncată de cățel. Iată, complementul direct din prima propoziție, mâncare, a devenit subiect. Mânca, verbul la formă activă, a fost transformat în verb la formă pasivă. Iar cățelul, subiectul din enunțul, primul enunț, a devenit complement de agent. Propunerea ta ar fi bucurat-o pe Andreea. Iată, ar fi bucurat este verbul la forma activă, propunerea e subiectul și Andreea este complementul nostru. Bun. Andreea ar fi fost bucurată de propunerea ta. Hai să vedem. Ar fi fost bucurată este verbul. De propunerea a devenit complementul de agent, iar Andreea, care era în primul enunț un complement direct,
a devenit subiect. Yay! Ce fericire! Am reușit să fac! Iată, exemplele așa cum le-am rezolvat eu. Sunt sigură că și tu ai făcut o rezolvare corectă a enunțurilor și poți să exersezi în continuare pe transformările acestea. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, iată de unde poți să găsești informații. Îți mulțumesc și ne revedem la o nouă lecție de gramatică.